Astăzi, studiourile Mușcel Media au fost vizitate de un grup de elevi din cadrul școlii gimnaziale Nano Mușcel, fiind curioși să descopere mai multe detalii despre modul în care sunt realizate și difuzate producțiile televiziunii Mușcel TV și din cadrul postului de radio Mușcel FM. Însoțiți de profesorii coordonatori Mihaela Cârstea și Ion Saru, elevii au primit mai multe detalii despre domeniul mass media. Televiziune înseamnă o muncă de echipă. Nu poți să spui că unul are un rol mai important decât altul, pentru că fiecare în persoană care lucrează într-o televiziune, veți vedea că și la radio lucrurile stau cam la fel, are un rol foarte important în realizarea unei producții. Îți dorești să urmezi o carieră în domeniul media? De ce? Nu am și un drag de a apărea la televizor. Păi, acum vorbești în fața camerei și nu par să ai drag. Vă doriți să faceți un produs de calitate? Iată, colegul vostru deja... Care ar fi subiectul pe care l-ați alege? Unul care se poate spune pe cameră. Gaming. Da. Gaming. Când o să stai live de 12 ore cu meeting 2. Nu o să fac nicio ceva. Bineînțeles. Colegul vostru, mulțumesc aplauze. Musafirii noștri au discutat cu o parte dintre jurnaliștii de la Mușcel TV, iar unii dintre elevii mai curajoși au experimentat senzațiile pe care le oferă rolul de prezentator de știri. Am lucrat foarte bine. Am găsit la o nouă ediție a jurnalului. Nu vedem prompter, bine. Bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă ediție a jurnalului Mușcel TV. Sunt Ioana și vă invit să aflați cele mai importante informații ale momentului. Mai mulți elevi ai școlii gimnaziale Nano Mușcel au participat astăzi la activități în cadrul săptămânii Școala Altfel. Printre acestea s-a numărat și o vizită în studiourile Mușcel Media. Copiii au vizitat atât studioul de televiziune cât și redacția radio Mușcel FM. Bravo! Mulțumesc! Ne aici. A, nu e. Era ocupat. Asta o pui așa lângă tine. Dacă nu iese bine, putem să... Se reia. A. Stai relaxat, că nu se întâmplă nimic. Vezi primele două rânduri. Da, să-mi spuneți când să încep. Acum nu o mai vă poprim, gata. Bine v-am găsit la o nouă ediție a jurnalului Mușcel TV. Sunt Noris și vă invit să aflați cele mai importante informații ale momentului. Vizita și-a păstrat caracterul dinamic în cadrul studioului de radio Mușcel FM. De aceea, mai mulți oameni care au făcut, care fac acum televiziune, au pornit din radio. Toți pe care vedeți la posturile mari de televiziune au început cu radio. Inclusiv Andy Moisescu sau Teo Trandafir sau cine mai vreți voi. Au început cu radio și apoi fac televiziune. Evident că îți trebuie un talent să faci și una și alta, dar e mult mai dificil să faci televiziune și apoi să faci radio. Pentru că în televiziune te ajută și imaginile. După ce au primit mai multe informații despre ce presupune activitatea în domeniul radiofonic, mai mulți elevi au testat cu emoție postura de realizator de programe radio. Cerul va fi temporar noros și mai ales pe parcursul zilei vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. La finalul întâlnirii, zâmbetele au fost cele care au însoțit grupul de la școala gimnazială Nano Mușcel.